În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sculându-mă, mă voi duce la Tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit, la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Luca, capitolul 15, versetele 18 și 19. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopo, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori, în această duminică ferică de iarnă, când avem bucuria de a fi împreună la Sfânta Liturghie, subiectul predicii mele îl intitulez așa: Perioada Triodului, perioadă de pocăință. Înaintea Paștilor, cu 10 săptămâni, începe o perioadă specială, așa numită perioada a Triodului, și se numește așa pentru că, în mod deosebit, la strană, se folosește o carte numită Triod. Și ea a început duminica trecută și continuă până la Paști. Sunt 3 săptămâni de acomodare, dar după aceea urmează 7 săptămâni de post propriu zis. Și am zis că subiectul predicii mele este acesta: perioada Triodului, perioadă de pocăință. Biserica, prin celebrările ce le face, prin evangheliile ce le citește, efectiv ne învață cum trebuie să ne pocăim. Și în mod strălucit, Evanghelia ce ați auzit-o citită astăzi, ne dă un exemplu de pocăință absolută. De fapt, toate evangheliile din perioada Triodului ne îndeamnă la pocăință. Și nu numai evangheliile, ci și slujbele ce se fac. Am zis că această perioadă se numește perioada Triodului pentru că e folosită o carte numită Triod. Și din cartea respectivă vă dau doar o cântare care este sugestivă și care ne arată că efectiv această perioadă, perioada Triodului, este perioada de pocăință. Zice cântarea așa: și în fiecare duminică până la Paști, cântarea aceasta se repetă: ușile pocăinței deschide mie Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând lăcaș al trupului cu totul spurcat, ci ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. Și dacă fac lucrul acesta, cântările din Triod care ne îndeamnă la pocăință, în mod special, Evanghelia pe care ați auzit-o citită astăzi ne pune în față un exemplu de pocăință absolută. Fiul cel mic i-a cerut tatălui averea, a plecat departe, a făcut-o praf, a început să ducă lipsă, să-i fie foame, s-a angajat porcar la un proprietar și acolo tânja să mănânce și el din roșcovele ce le mâncau porcii și nu le avea. Și atunci a adus aminte de tatăl său și și-a zis în sine: mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune: tată, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, că am greșit la cer și înaintea ta, dar primește-mă
măcar ca pe unul dintre argații tăi. Și am auzit cu câtă bucurie l-a primit tatălui. Fiul risipitor a făcut o pocăință absolută. Pot fi urmărite treptele psihologice prin care trece sufletul unui om atunci când vrea să părăsească calea păcatului și să se întoarcă la Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschinu, în dogmatica sa, dă de fapt și o definiție a pocăinței. Pentru că, în general, în graiul comun, li se spune pocăiți neoprotestanților, dar nu e corect. Pentru că pocăința este o taină mare a bisericii. Și Sfântul Ioan Damaschinu zice așa, pocăința este întoarcerea cu lacrimi și cu părere de rău de la starea cea nefirească, de la starea cea împotriva firii, la starea cea firească și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta este pocăința. Pe chiar ne-o ilustrează fiul risipitor. S-a întors de la starea nefirească, de om desfrânat, la starea firească, de om cu minte. S-a întors de la diavolul la Dumnezeu și a schimbat felul lui de a fi. Pentru că dacă în limba română această lucrare minunată, pocăința, e determinată cu acest termen, pocăință, care vine din slavă, părere de rău, grecii au un termen mult, mult mai cuprinzător. Ei numesc pocăința metanoia. Și metanoia înseamnă schimbarea felului de a gândi, de a vorbi, de a acționa. Devii un alt om, te-ai născut din nou. Ei, lucrul acesta l-a făcut fiul risipitor pe care Sfânta Biserică ni-l dă exemplu. Numai că în perioada triodului, am zis că nu este singurul exemplu, ci și celelalte multe ne îndeamnă în această perioadă să ne facem oameni buni și să rămânem apoi oameni buni. Se face pomenire în perioada triodului și de o Sfântă Bisericii, care și ea este un exemplu strălucit de pocăință. Este vorba de Maria Egipteanca. Maria Egipteanca a fost o tânără frumoasă care trăia la Alexandria și, ca și în veacul de acum, frumoasă fiind, a căzut din punct de vedere moral, bacar i-a plăcut starea respectivă și zice relatarea vieții ei că 17 ani a petrecut în desfrânări. Și după 17 ani, la un moment dat, se pregătea un pelerinaj la Ierusalim, pe vremea aceea cu vaporul, trăia prin veacul al IV-lea, al V-lea, și s-a dus și ea cu pelerinii la Ierusalim. Nu de dragul rugăciunii, ci gândindu-se că mai are un prilej de a face păcate. Când a sosit la Ierusalim, și-a intrat toată lumea în biserica Sfântului Mormânt, o putere nevăzută a țintuit-o pe ea în pridvor, n-a putut intra. Și atunci a dat ea seama că starea de păcătoșenie în care se găsește a îndepărtat-o totalmente de Dumnezeu. Și-a văzut în pridvor icoana Maicii Domnului și Maica Domnului. Roagă-te pentru mine, ca Domnul Hristos să-mi dea voie și mie să intru, să sărut Sfânta Cruce, pentru că promit că alta va fi viața mea. Și în momentul acela a putut intra. Și efectiv alta a fost viața ei, a făcut o pocăință vrednică de admirat, paradigmatică, pentru că ieșind din Biserica Sfântului Mormânt pe jos, a mers până la Iordan, a intrat în Biserica Sfântului Ioan, s-a spovedit, s-a împărtășit și apoi a trecut în pustie și a petrecut acolo 47 de ani. În post, în rugăciune și n-a avut la ea decât 3 pâini și jumătate și s-a nutrit cu hrana, cu iarba de pe câmp.
peste 47 de ani, când a găsit-o Sfântul Zosima, a observat că atunci când Maria egipteanca s-a rugat lui Dumnezeu, s-a ridicat un cot de la pământ. Vedeți ce lucrare mare face pocăința. Fiul risipitor de astăzi și-a adus aminte de tatăl său și și-a zis, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații săi. Și tatăl l-a primit și i-a dat haina cea mai bună. Și noi, în perioada triodului, ne spovedim bine, primim haină sufletească albă și participăm la ospățul cel mare al credinței. Tatăl a tăiat vițelul cel gras. Noi, la Sfânta Liturghie, ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Este ospățul credinței. Și sunt multe alte exemple de felul acesta în perioada triodului care ne îndeamnă să ne punem serios problema pocăinței. Acum am văzut la fiul risipitor și la Maria egipteanca. În primul moment ne pare tare rău de viața noastră ticăloasă. În al doilea moment ne hotărâm să mergem să ne spovedim. În al treilea moment îi spunem cu gura părintelui paro, părintelui duhovnic, am făcut cu tare și cu tare și cu tare. Părintele ne dă canonul potrivit și deslegarea și apoi ne împărtășim. Canonul potrivit e legată de boala ce am avut-o, pentru că de obicei oamenii socot canonul o pedeapsă. Nu e neapărat o pedeapsă, ci este un leac. Leacul Mariei egipteanca a fost postul și rugăciunea pentru că ea a petrecut viața în destrăbălare. Pentru un om zgârcit și iubitor de avere, canonul potrivit este să dea cât de multă milostenie. Și voi încheia cu un alt exemplu din care reiese cât de important este medicamentul acesta al pocăinței și canonul pe care îl primim la Sfânta Spovedanie. Toți, cred eu, dintre frățiile voastre, ați auzit de un scriitor de al nostru clasic, deși poate să citește mai puțină literatură clasică. E vorba de Gala Galaction. Și el a scris o carte intitulată Papucii lui Mahmud. E vorba de sfârșitul războiului de independență, când trupele românești veneau victorioase de la Plevna și aduceau cu ele și prizonieri de război turci. Într-o localitate din sudul țării, Savu Pantofaru se numea, n-a fost în război. Dar era și el la cârciumă când au venit soldații cu prizonierii și vrând să facă un act de vitejie pentru că era băut bine, a luat un par și la un biet prizonier turc i-a dat în cap și bietul om slăbit de boală și de drum a căzut în beciul pivniții cu picioarele în sus și având păpucii sparți, ieșeau degetele prin papuci. Pentru Savu Pantofaru a rămas o imagine care l-a chinuit zile întregi și n-a scăpat de mustrarea conștiinței până în momentul în care s-a dus la schitul din vecin și s-a spovedit. Și părintele i-a zis, Savule, tu ai făcut păcat mare, pentru că n-ai fost în război să tragi, ci ai omorât un om nevinovat, vrând să te dai și tu viteaz. Canonul tău este următorul, să faci 1000 de papuci gratuit și să-i dai la săraci. Și așa a făcut. Și au trecut ani
Și pe când a terminat a mea pereche de papuci, s-a îmbarcat la Constanța pe vapor ca să meargă acolo la Istanbul, unde a rămas văduva bietului Mahmud pe care el l-a omorât. Și zice autorul că pe vapor i s-a făcut rău, era preot, l-a spovedit, l-a împărtășit și în aiurea în care a intrat, în chinurile morții, parcă îl vedea pe Sandu Pantof, pe Mahmud, și cum el îi pune în picioare cea de-a mia pereche de papuci. Dar parcă erau picioarele lui Mahmud, parcă nu erau, parcă erau două picioare străpunse de cuie. Erau picioarele Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Duhovnicul lui, fiind înțelept, i-a dat canonul potrivit pentru păcatul lui, pentru boala lui. Doctoria pentru el a fost asta. Și pentru noi, pentru fiecare în parte, pentru că suntem păcătoși și greșim, Părintele Duhovnic găsește leacul potrivit ca să ne întoarcem de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Faptul că trebuie să ne spovedim păcatele, îl găsim scris și în Sfânta Scriptură. Și cu aceasta voi și încheia. În prima epistolă sobornicească a Sfântului Ioan, în capitolul 1, în versetele 88 și 9 citim: dacă zicem că păcat n-avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Multe exemple frumoase și exemplu absolut de pocăință ne-l dă Evanghelia de astăzi cu fiul risipitor. Dinpreună cu el, să zicem și noi către bunul Dumnezeu: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic a mă numi fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Amin.